Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. La Cluj este agitație mare, deoarece timp de două zile au loc întâlniri importante ale ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București și ale miniștrilor educației și transporturilor, reprezentanții autorităților locale și județene, dar și ai mediului universitar. Vom afla în câteva momente care a fost scopul acestor vizite de la reporterii noștri. În cadrul emisiunii de astăzi ne vom adresa în special femeilor care se luptă cu o boală necruțătoare, cancerul la sân, și care rămân cu sechele după această bătălie dură. Și în acest an, pacientele beneficiază de reconstrucție mamară gratuită după operația de mastectomie, printr-un program național. Până în prezent, destul de puține femei au beneficiat de această oportunitate. Vom afla cum a decurs anul trecut acest proiect și ce noutăți mai sunt de la doi specialiști implicați în programul de reconstrucție mamară, care se derulează la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. În finalul emisiunii vom afla mai multe informații referitoare la acordarea concediului și indemnizației de creștere a copilului în 2016 de la reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj. Dar mai întâi să aflăm care sunt subiectele zilei de la colegul meu Cosmin Puri, jurnalist la Făclia. Bună, Cosmin! Noutățile! Bună ziua! Care ar fi noutățile zilei? Știrile cele mai tari. Cred că cel mai important subiect de azi a vizat analiza activității Departamentului Național Anticorupție. Toată România a fost cu ochii pe rezultatele luptei anticorupție. Prin urmare, și ziarul nostru a făcut o analiză activității structurii de la Cluj a Departamentului Național Anticorupție. Am vrut să vedem ce au lucrat și cum au lucrat procurorii clujeni implicați în lupta anticorupție. Spre deosebire de anul trecut, când au înregistrat condamnări pentru 166 de persoane trimise în judecată, anul acesta au reușit condamnări definitive doar pentru 60 și ceva de persoane. În schimb, au trimis în judecată 40 de persoane, din care multe dintre acestea au calități importante sau au avut funcții importante în diverse instituții. Spre exemplu, printre persoanele trimise în judecată se află un fost inspector șef de Inspectorat de Poliție, un șef de poliție rutieră, un alt polițist care era șeful unei structuri la nivel de oraș, structuri de poliție la nivel de oraș. Avem 9 funcționari publici care conduceau instituții importante în Ministerul Transporturilor, mai precis în zona CFR-ului, și mai mulți administratori de societăți comerciale. Infracțiunile pentru care au fost trimise aceste persoane judecată privesc atât luare de mită, dare de mită sau infracțiuni asimilate corupției, dar avem și spălare de bani sau avem infracțiuni care aduc prejudicii intereselor economice ale Uniunii Europene. Aleși adică, local și județeni am avut? Nu, de data aceasta nu am avut. S-a făcut curățenia în 2014, când în 2014 au fost astfel de persoane, cazul Ioreanu, președintele Consiliului Județean Cluj, sau primarii din area lor de competență din celelalte județe, Bistrița, Maramureș. O altă informație importantă pe care o prezentăm mâine, tot din zona justiției, vine de la Bistrița, unde Tribunalul Bistrița Năsăud s-a pronunțat cu privire la cererea lui Sorin Apostu de a fi liberat condiționat ca urmare a celor 3 volume pe care le-a scris în timpul detenției. La începutul lunii februarie a intrat în vigoare ordonanța care suspendă acele drepturi pe care le puteau obține deținuții, da? După ce scriau cărți în detenție. Prin urmare, instanța a admis cererea DNA-ului prin care s-a cerut să nu fie pus în libertate Sorin Apostu. Bineînțeles, un alt subiect vizează vizita ambasadorului american în România, ambasadorul în România, vizita sa la Cluj. Ambasadorul se află azi și mâine se va afla la Cluj, unde va avea 2 conferințe, va susține 2 conferințe la Universitatea Babeș-Bolyai.
Prima conferință a fost azi la Facultatea de Științe Politice și mâine va avea o conferință la Studii Europene. Bineînțeles, am participat azi la conferința de la Științe Politice și subiectul central obișnuit pentru România, corupție și lupta anticorupție. Era interesant dacă ne spunea domnul ambasador și despre ridicarea vizelor pentru români. Poate o să spună mâine. Probabil. Cine știe, oricum mâine mai are întâlniri. Mare întâlniri și cu ministrul educației care este prezent la Cluj. De asemenea, se întâlnește și cu fermierii cooperativei Lunca Someșului Micu, legumicultorii de acolo, care au fost premiați anul trecut de către Ambasada Statelor Unite. Deci multe, multe întâlniri. Sperăm să aducă și ceva... Dar mai multe informații despre vizita ambasadorului Statelor Unite la Cluj-Napoca vom afla acum de la colegul meu Ștefan Pășcuță, care este la Biblioteca Județeană Octavian Goga. Bună ziua, Ștefan! Ai legătura! Bună ziua, Luminița! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Biblioteca Județeană Octavian Goga, de la ora 16, a început o prezentare organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii despre alegerile electorale din America care vor avea loc în acest an. De asemenea, după cum spuneați și voi, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, este prezent la Cluj. Acesta a ajuns încă de aseară. A fost în primă instanță la un spectacol la Opera Română din Cluj. Ne-a declarat că a rămas fascinat de cultura românească. Astăzi așadar a participat la o conferință, la o dezbatere, mai bine zis, la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș Bulyai, acolo unde a avut loc o serie de întrebări și răspunsuri cu studenții din această facultate. Hans Klemm a declarat că cele mai importante declarații ale lui Hans Klemm au fost despre corupție, care în viziunea lui este o travă care ar putea ucide democrația. De asemenea, această corupție trebuie eliminată și din instituțiile publice ca statul de drept să nu aibă de suferit. Excelența sa a îndemnat și studenții de a-și dobândi calitățile de lider. Mâine va avea loc o nouă serie de întâlniri, inclusiv cu ministrul educației, cu fermierii și tot mâine, dar seara va participa la un spectacol care este organizat cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Vorbim de spectacolul de pe Broadway, Hairspray, care va fi jucat, așadar un musical american, va fi jucat la Casa de Cultură de la ora 19 din Cluj-Napoca. Luminița, legătura înapoi la tine în studio. Îți mulțumesc, Ștefan. În continuare vorbim despre programul de reconstrucție mamară, care este finanțat de la bugetul de stat și în acest an. Invitații de astăzi sunt domnul profesor universitar dr. Alexandru Georgescu, șeful secției de chirurgie plastică și reconstructivă în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj. Bună ziua! Salut, mâna. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnul conferențiar universitar dr. Dan Eniu, chirurg oncolog la Institutul Oncologic Cluj. Bună ziua! Salut, mâna! Bine ați revenit! Mai ales că ne vedem tot în această lună, e a doua oară. Și se pare că tot mai des. Și cu vești bune. Sper, da? Programul de prevenție de care discutam atunci în 4 februarie, că urmează să fie lansat, a fost deja anunțat ieri de Ministrul Sănătății. Exact, deci se fac progrese. Iar din aprilie, femeile vor beneficia de analize gratuite. Poate ne spuneți dumneavoastră stră mai mult. De... Pentru cancer de col uterin, deci s-a generalizat, să spunem, experiența inițială a Clujului, pentru că de la Cluj a pornit un program pilot care apoi a fost efectuat în 4 județe limitrofe și acum s-a reușit să se obțină generalizarea, să spunem, și implementarea. Este un lucru foarte util pentru România, care ne apropie cumva de țările dezvoltate și din acest punct de vedere. Și sperăm să putem face pași înainte și în privința cancerului de sân prin favorizarea, știu eu, screeningului mamografic. Da, fiindcă este inclus pentru femeile peste 40 de ani să beneficieze de o mamografie anual. Anual, da. Da. Iar domnii vor face analize pentru detectarea cancerului colorectal. Colorectal, da, prin testul hemoragiilor oculte.
adică se trimite o probă de scaun recoltată într-un recoltor special și cei cu anomalii, deci la care se depistează urme de sânge, să spunem, în scaun, intră într-un program special de studiu, în principal o rectosigmoidoscopie. Toate aceste trei programe vor debuta din aprilie. Da. Sperăm că se vor desfășura bine. Revenind la programul de reconstrucție mamară, cum începem anul 2016? Cu ce notați? Începem bine și promițător. Dar aș face o mică paranteză vis-a-vis de discuția pe care ați avut-o anterior. Dacă ar fi după mine, dacă aș fi oncolog, bine că nu sunt, eu aș reduce puțin limita de vârstă pentru depistarea cancerului mamar, având în vedere vârsta foarte joasă la care a început să fie depistat. Deci poate că ar trebui găsit o soluție din punctul ăsta de vedere, să coboare puțin vârsta sau măcar să se facă niște alte investigații, da, înainte de mare dreptate. Da. Pentru că nu am avut cancere de sân la 20 de ani, la femei în plină activitate și vorba aia foarte tinere. Deci nu știu dacă 40 de ani este limita convenabilă la ora actuală pentru depistarea cancerului de sân. Aveți dreptate, dar eu cred că aici cheia este informarea și educația. Pentru că să faci un program național de mamografie la femeile tinere nu este rentabil, este foarte scump și rata de depistare e mică, pentru că totuși la tinere incidența este mică. Peste 40 de ani incidența este suficient de mare ca să justifice un screening populațional. Deci să testăm toate femeile ca să găsim, să spunem, 10% dintre ele, dar sub 30 de ani. Eu mă referam la alte posibilități, nu neapărat program mamografic, pentru că sigur, nu e bine nici radiere și așa, sunt o mulțime de alte fenomene. Dar educate în sensul unei ecografii anuale pe care să-și o facă femeile tinere, pentru că asta nu presupune absolut niciun fel de iradiere, de exemplu, și în afară de aceasta, studierea terenului, deci prin medici de familie, prin medici ginecologi și așa mai departe, terenului fiecarei paciente în parte. Deci cred că asta ar intra foarte bine la prevenție. Cele care au deci avut ca idee. Familie, deci nu mă refeream neapărat la mamografie, mă refeream la alte posibilități de investigare și de prevenție. Este foarte bună și... De programul, în ceea ce privește programul, să revin acum, în ceea ce privește programul, am spus că am început bine. De ce? Pentru că deja pe anul acesta am făcut 3 reconstrucții, deci în prima lună, în ianuarie, și avem deja programate... La ora actuală, în jur de 6 am programate pentru a fi făcute până în luna mai. Sunt încă puține însă. E bine, dar e puțin. E puțin de ce? Pentru că dacă ne gândim puțin la incidența cancerului, care probabil că domnul conferențiar aici de față o să vă spună mai multe, incidența este mult mai mare. Acum, e adevărat că nu toate beneficiază, toate pacientele beneficiază de reconstrucție mamară, pentru că sunt o mulțime de stadii evolutive și așa mai departe. Dar având în vedere lupta aceasta pentru prevenție, deci depistarea mai precoce a probabil mai multe paciente în viitor, eu cred că pacientele ar trebui reeducate în acest sens puțin și stimulate, pentru că având în vedere că pacientele la 40 de ani sunt încă în floarea vârstei, nu știu cum să spun, ar putea beneficia foarte bine de o integritate corporală pentru tot restul vieții. Este păcat să și atunci nu discutam dacă lucru. Este vorba de lipsa de informare sau este vorba de teamă, dar tot care pleacă de la lista. Eu cred că e vorba de amândouă pe undeva. Da. E vorba de amândouă, pentru că în primul rând că mediatizarea a fost făcută, dar eu zic că încă nu a fost făcută suficient. Probabil că ar trebui noi să lucrăm cu ajutorul mediei, să facem niște spoturi publicitare, niște o mulțime de alte treburi, fără să intrăm în incidență legală, din punct de vedere medico-legal sau ceva de genul acesta, nu știu exact cum se poate face, dar probabil că va trebui să găsim astfel de soluții. Sunt programe naționale care... Exact, ăsta fiind un program național, eu cred că poate beneficia de niște spoturi publicitare care să apară zilnic, de exemplu, pe televiziuni, așa mai departe. Asta ar fi un prim aspect în care mediatizarea să vină în sprijinul pacientelor să poată să ia această hotărâre, nu? Teama, sigur, teama pe undeva există și există pentru orice fel de intervenție chirurgicală, dar o pacientă care este supusă operației pentru cura radicală a cancerului de sân, cred că nu mai are de ce să se teamă prea mult de o reconstrucție. Așa ar trebui gândite și aici cred că tot noi, medicii,
Da? Suntem cei care trebuie să le explicăm pacientelor de ce pot beneficia, care sunt riscurile, dacă există riscuri, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Deci asta ar trebui să intre pe undeva în sistemul de discuție preoperatorie cu pacientele respective. Da? Ar trebui să intre ca o obișnuință de acum înainte. Asta ar trebui să fie. Adică medicul-oncolog care vine în contact sau medicul-chirurg-oncolog care vine în contact prima dată cu pacienta trebuie să explice absolut tot ce poate să îi se ofere pacientei respective, de ce poate beneficia, care sunt avantajele și dezavantajele procedurii în sine. Domnule conferențiat, așa faceți dumneavoastră? Sigur că le informăm pe paciente și le propunem și varianta reconstrucției atunci când se impune mastectomia. Deci, cancerul mamar este foarte frecvent, dar nu toate cazurile trebuie operate. Nu toate cele care sunt operate rămân fără sân. Pentru că este un procent important de chirurgie conservativă în care păstrăm sânul. Dar la cele la care se pune problema mastectomiei, la unele nu se poate din punct de vedere medical să fie indicată reconstrucția din cauza stadiului avansat sau al altor indicații, n-are rost să detaliem aici, sau al asocierilor terapeutice, dar este un procent însă, o parte dintre paciente care ar avea ar putea beneficia de reconstrucție, dar nu doresc. Și aici, pe lângă rolul pe care îl avem noi în informare, mă gândeam acum când vorbeați că grupurile de suport cred că ar fi utile. Adică paciente care au trecut prin experiență, care și-au făcut reconstrucție, care au depășit, când stăm de vorbă cu aceste paciente la control și le întrebăm, ați mai face încă o dată lucrul ăsta? Dacă să presupunem că ar trebui să o luați de la început acum, ați mai trece încă o dată prin asta? Toate spun da, sau marea majoritate spun da. Deci nu spun nu. A fost greu? Da, a fost greu. A fost greu, au fost poate luni de zile în care nu eram chiar mulțumiți de rezultat, pentru că rezultatul nu este final imediat la sfârșitul operației. Este vorba de corp uman, de țesuturi umane, ele se mai relaxează, sunt inflamate la început, deci nu vedem rezultatul final imediat, ci după luni de zile. Mai necesită pansamente, uneori necesită alte intervenții. Deci nu este o chestie foarte simplă, reconstrucția mamară. Dar pacientele, în final, sunt mulțumite. Chiar dacă, și asta este demonstrat, gradul de mulțumire al obiectiv, deci al medicilor și al celor din jur, este mai redus, este mai mic decât al pacientelor. Adică evaluarea rezultatelor cosmetice o facem în acest mod, dăm niște note de la 1 la 10 subiective. Cum ți se pare această reconstrucție? Colectivul, medicii care contribuie la îngrijire, știu eu, asistentele, cei din jur, și asta numim nota obiectivă, și pacienta. Cum vă apreciază noastră sânul? De ce nota? Se apreciază? Mai bine. Întotdeauna este așa. Întotdeauna este așa. În orice fel de intervenție chirurgicală reconstructivă de genul acesta, ca și în chirurgia estetică, dacă e, pentru că undeva e tot vis-a-vis de chirurgie estetică. Întotdeauna să știți că gradul de mulțumire al pacientului este mai mare decât al nostru, pentru că noi observăm aproape întotdeauna, pentru că noi observăm fiecare mică imperfecțiune. Știm de ea, sau știm ce am putut sau ce n-am putut să facem, pe când pacientul este foarte mulțumit, pentru că el și-a dorit o schimbare și o are, în general. Deci asta se întâmplă în 90% din cazuri. Deci cam asta ar fi ideea. Acum, revenind la program, părerea mea este că în programul acesta mai este mult de lucru, în sensul de a-l schimba în sens pozitiv. Pentru că, în primul rând, încă nu beneficiem în cadrul programului de absolut toate materialele de care am avea nevoie. Pentru că sunt cazuri în care, de exemplu, în cazurile de amputație de sân și reconstrucție imediată, se poate beneficia, de exemplu, de reconstrucție prin menținerea tegumentului în întregime, de anumite materiale care pot înlocui mușchiul pe care noi îl punem la ora actuală. Deci asta ar fi o economie din punct de vedere al pacientului, biologic vorbind, dar și din punct de vedere al sistemului. Pentru că costă mai puțin spitalizarea, perioada de spitalizare și absolut totul. Deci toată evoluția este cu totul și cu totul altfel. Operația e mai mică, spitalizarea e mai scurtă, e mai ușor. Deci ăsta ar fi un avantaj. Ar trebui să luptăm pentru treaba asta, să introducem în sistem acest lucru, de exemplu, care este un lucru foarte bun. Un al doilea lucru care lipsește sistemului acestui program la ora actuală este faptul că se consideră că pacienta îi reconstruiește sânul bolnav pe care oncologul l-a amputat, tu, chirurg plastician, îi reconstruiești, dar nu poți să umpli pe sânul contralateral în aceeași etapă chirurgicală, ceea ce de multe ori este o aberație. Și este o aberație de ce? Pentru că femeia aia nu e cu nimic vinovată că ea a avut un cancer.
la unul dintre sâni și că pe ăla îl reconstruiești, îl faci, pentru că pormea ea va necesita cu siguranță o altă intervenție chirurgicală de simetrizare, de simetrizarea sânilor. Pentru acea intervenție care este considerată de data aceasta pur estetică, pacienta trebuie să se interneze fie într-un sistem de, într-un spital de stat contra cost, fie într-un sistem privat, tot contra cost, bineînțeles, și trebuie să plătească din buzunar. Acum, repet, practic, această procedură ar trebui să intre în cadrul aceleiași proceduri. Pentru că tu, practic, trebuie să obții la femeia aia un lucru simetric, un lucru care să fie plăcut la vedere, deci nu o reconstruiești numai ca să-i pui ceva să aibă în sutien. Nu? Îi reconstruiești ceva ca să arate cât de cât armonios, de fapt și de drept. Da, fiindcă altfel deci, nu mai apelezi la operație. Deci pe linia asta noi încercăm acum la nivel de comisii, în minister și așa mai departe, încercăm să îndreptăm puțin lucrurile și să obținem practic aceste, măcar aceste două lucruri pentru început. E adevărat că materialul... Dar tu luptați de anul trecut, luptăm, era acea discuție, da, e, mai avansat? Discu... Nu prea, încă nu prea. Chiar astăzi am vorbit, vis-a-vis de treaba asta cu forurile care sunt responsabile de acest program. Mi s-a spus, nu sunt incluse decât aia și aia în program. Deci, practic, suntem încărecați și de mâini și de picioare. Dar probabil că asta va fi un pas mare. Vreau să vă întreb în privința fondurilor alocate, cam din aceste fonduri... Fondurile sunt suficiente. Sunt suficiente? Fondurile... Se alocă la timp? Vă spun aici un paradox. Știu că sunt programe unde au fost probleme. Aici este un paradox. Deci, când s-a lansat programul ăsta acum un an jumate, deci în 2014 s-a lansat programul, practic, s-au dat niște fonduri destul de mari. Pentru că noi am fiecare clinică care a primit acest program, dreptul de a participa în acest program, a estimat oarecum, domne, cam câte paciente pot să am. Acum, eu, de exemplu, care eram în Cluj și aveam Institutul Oncologic alături, plus alte clinici chirurgicale care oricum fac chirurgia sânului, am spus un număr, de exemplu, și așa au spus toți, da? E, acel număr n-am putut să-l acoperim. Deci, practic, noi am rămas din stocul de atunci cu un stoc pe care l-am moștenit în 2015, din 2015 am rămas cu o parte din stoc pentru 2016. Deci fondurile pentru adresabilitatea actuală sunt ultra-suficiente, deci ne ajung. Nu asta e problema. Problema este, de-aia e bine că suntem aici, ca să mobilizăm mai multe femei care beneficiază de o astfel de intervenție, nu? Să meargă mai departe și pentru reconstrucție. Poate ar trebui să ar fi momentul să spunem că se poate face reconstrucție întârziată. Deci sunt femei, paciente care au avut mastectomia în urmă cu un timp, un an, 2, 5, 10, sunt fără sân, pot beneficia de reconstrucție în cadrul programului. Sigur, deci noi deja facem, deci cam jumătate-jumătate sunt, deci jumătate sunt paciente imediată, care beneficiază de reconstrucție imediată post-amputație de sân, restul sunt sechelare, adică sunt vechi deja. Au avut paciente care a avut acum 10 ani, de exemplu, mastectomia și a venit și am făcut reconstrucție de sân, sigur, deci sunt. Se face. Mai puține, dar sunt și dintre acestea. La telefon o avem acum pe doamna doctor Adriana Melnic, președinta Societății Române de Cancer. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! De ce credeți că pacientele care au suferit o operație de mastectomie nu apelează cu încredere și la această intervenție de reconstrucție? Ce ar trebui să se facă? Cred că o problemă este faptul că foarte multe paciente nu sunt la curent, nu știu că această operație se poate face, nu știu în ce condiții se poate face. Nici pacientele care au suferit o mastectomie și ar avea nevoie de proteze externe, din păcate nu știu că în acest moment această proteză externă este se poate acționa cu fondurile de la Casa de Asigurări. Cine ar trebui să le informeze? Am mai discutat despre acest lucru, dar reluăm întrebarea până când găsim și răspunsul. Pacientele trebuie să fie informate atât în institut, în momentul în care vin la control, dar și de către asociație de pacienți, cum suntem noi. Noi încercăm să anunțăm toate pacientele cu care lucrăm și, de asemenea, firmele care lucrează cu proteze de sân pot ca să anunțe pacientele. Mai suntem în legătură? Ne auziți? Da, vă aud. Am înțeles. Domnul conferențiar Eneiu spunea că probabil este nevoie și de grupuri de suport, tocmai ca să aibă pacientele care au făcut o astfel de operație, să poată împărtăși din experiența lor
celorlalte. Da, foarte multe doamne. Pacienți ne-au spus că au nevoie și chiar avem o evaluare unor servicii, pacienții au spus că au nevoie de servicii de consiliere psihologică și de suport psihologic, atât direct în cazul consilierei asociate de către psihologi, cât și în cazul grupurilor de suport. Au nevoie, într-adevăr, să împărtășesc impresii și sentimentelor cu alte persoane care au trecut prin aceea situație. Din păcate, Institutul Oncologic, așa cum am mai discutat, mai greu să organizeze astfel de grupuri de suport și oricum la consiliere psihologică nu se prea poate lăuda, dar poate asociațiile... Deci, Institutul Psihologic are niște psihologi foarte, foarte buni, dar sunt puțini. Aceasta este problema și au început deja să realizeze grupuri de suport și de către psihologul Institutului, domnișoara Florina Pop. Dar timpul este, bineînțeles, limitat și ne organizăm la Societatea Română de Cancer. Bun. Deci trebuie să ne străduim cu toții mai mult, să informăm aceste paciente, să beneficieze de această șansă. Da, deci, în primul rând trebuie să ajungă informația și, în al doilea rând, trebuie să le sprijinim să aibă și curajul să se adreseze și să efectueze această operație care realmente le poate îmbunătăți viața de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc. La revedere! Ar fi o soluție ca și medicii de familie să fie implicați în campania asta de informare? Sigur. Mai ales că sunt atâtea programe unde ar putea beneficia. Sigur, sau de care ar putea... de familie este practic primul eșalon la care pacienta ajunge de obicei. Pacienta se depistează, merge la medicul de familie. Medicul de familie o trimite pe rețea oncologică și pe tot cercul vicios sau nevicios care se face de aici încolo. Deci, practic, medicul de familie este primul eșalon care ar trebui să informeze pacienții despre beneficiile pe care le pot avea post-reconstrucție și că viața nu se termină acolo. Mai ales la cazurile incipiente, la cazurile depistate precoce, care au o indicație absolută de reconstrucție. Pentru că, într-adevăr, acolo ești aproape 90% sigur, dacă nu greșesc, nu, că nu se mai întâmplă nimic. Nu? Sunt și cazuri în care se poate întâmpla. Și mai este un aspect aici pe care l-aș ridica. Nu, știm cu toții cazul Angelinei Jolie, nu? Care și-a făcut mastectomie pentru că a vrut ea, pentru că avea în familie, nu? Antecedente genetice care îndrumau cu gândul că se poate să dezvolte un cancer mamar în viitor. Și atunci a optat pentru amputație bilaterală, mastectomie bilaterală cu reconstrucție bilaterală. Aici iar intrăm într-un con de umbră noi în România, în cadrul acestui program, pentru că pacienta vine și spune: domne, am cancer pe partea stângă, da? Bun, îmi scoți sânul stâng, mi-l reconstruiești, dar eu vreau să mi-l scoți și pe dreptul. Mi-e frică să nu fac peste un an la dreptul. Programul nu-mi dă voie să fac treaba asta. Înțelegeți? Nu pot, pentru că eu nu pot să operez decât pe partea bolnavă, pe partea cealaltă, dacă este, trebuie să plătească. Păi, care-i beneficiul pacientei atunci? Iarăși, repet, nu este vina pacientei că face un cancer. Nu este vina nimănui că face un cancer, nu? Am vrut să spun mai înainte că un prim pas important care a fost făcut a fost introducerea acestui program. Sigur. În care s-a acceptat reconstrucția mamară ca operație necesară, nu o operație de lux. Exact. Nu este operație estetică, era considerată chirurgie estetică la cerere de lux. Ori nu este să refaci o mutilare, că mastectomia o mutilare nu este o chirurgie de lux. Și cred că următorul pas este a înțelege că și sânul controlateral nu reprezintă chirurgie de lux și nu se face numai de dragul frumuseții, da, ci este o chirurgie necesară și atunci ar putea fi introdus în program. Da, deci dar a trecut un an și jumătate, să zicem, de când a intrat acest program. S-au văzut plusurile și minusurile. De asemenea, propunerile din partea dumneavoastră și a celorlalți specialiști au ajuns acolo. Deci ar fi trebuit să se schimbe ceva. Știți cum este? Totul se limitează și totul se oprește la bani. Deci, pentru că în momentul respectiv sistemul trebuie să dea mai mulți bani. Mă înțelegeți? Și atunci, probabil că aici este încă problema. Poate dacă ar fi mai flexibil, pentru că, de fapt, programul acoperă doar implantele. Dacă nu fondurile în totalitate pentru implanturi. Nu, nu, nu să le derutez. Deci, practic, le folosești. Ar putea să fie această portiță doar lăsată. Da. Cât costă pentru stat? Deci, la ora actuală, operație? Programul alocă în jur de 832 de milioane, 3200 de lei vechi, noi. Deci 32 de milioane vechi,
cam 800 de euro sunt alocați în cadrul programului pentru o pacientă, pe medie. Deci asta este media. Încă poți să ai mai multe sau mai puține, poți să folosești implante mai scumpe sau mai ieftine și așa mai departe, da? Dar media per pacient trebuie să nu depășească această sumă. Deci cam asta este. Acum, noi cu media stăm relativ bine, pentru că, în general, folosești un singur implant, că se face reconstrucția doar pe o singură parte, dar ar putea foarte bine, pentru că două implante, practic, nu depășesc această sumă. Nu depășesc. Deci se încadrează în suma asta. Și atunci, deci e absurd. Nu este voie, așa, pentru că este considerată o operație care trebuie plătită. Estetic. Nici măcar nu pot. Vine pacienta și îți spune, domne, doresc, domnul doctor, să-mi faceți și plătesc. Plătesc partea a doua. Nu pot să-i fac treaba aceasta, pentru că eu nu pot să internez pacientul în două feluri. Pentru jumătate de corp cu plată și pentru jumătate de corp fără plată. Nu-mi dă voie sistemul. Bun. Se poate în două internări. Fără plată, exact, da. Trebuie să faci două internări. Două anestezii. Două anestezii. Wow. Deci aici e problema. Știți? Eu sper că în programul de la anul poate o să reușim să fim puțin mai... Sunt niște observații pe care le-am învățat pe parcurs acestea și sunt alte tehnici, nu-i singura tehnică asta cu implante. Să nu se poate reface cu material autolog, din abdomen, din fese, sunt alte metode, nu sunt decontate de implant, de program. Aici iarăși ne limitează puțin, pentru că programul este cu implante. Dacă tu te-a pus să faci reconstrucții de sân folosind alte metode, vine și te ceartă și zice, domnule, de ce nu folosești ce ți-am dat? Păi, de ce am băgat noi banii ăștia? De ce nu folosești materialele respective? Iar nu poți să faci. Deci suntem așa oarecum limitați, foarte limitați din punct de vedere al opțiunii terapeutice. Am avut câteva paciente care într-adevăr au venit și mi-au zis, domnul doctor, dar eu am și aici pe burtă destulă carne, de ce nu-mi las de acolo, că știu că se poate. Și am explicat femeii de ce nu se poate. Deci suntem puțin așa, trebuie să alegem niște căi puțin mai... Le vom sesiza noi aceste probleme și le-am tot sesizat, mai vin din alte părți, pentru că în țară se mai lucrează și în alte centre. Chiar ieri am avut o întâlnire cu mai mulți colegi și am aflat că experiența e frumoasă. Sigur. În țară, Iași, Timișoara, București, Târgu Mureș. Asta discutasem cu domnul profesor, dacă anul trecut anunțasem că în 17 spitale se fac astfel de operații, e bine, acum numărul lor a crescut. La Timișoara a apărut a doua unitate. Pentru că două centre de chirurgie plastică. Și să prinse amândouă în programul național? Probabil că le-au prins pe amândouă în final. Da. Aveți o situație cu câte paciente ați avut în cadrul programului și câte s-au operat sau și-au reconstituit? Deci tot ce a venit la noi au fost reconstruite, practic. Deci, adică tot ce am avut programate pentru partea asta reconstructivă, noi le-am făcut. Unele în colaborare cu medicul oncolog, pentru că a fost reconstrucție acută, deci imediată. Altele au venit trimise după, la un anumit interval de timp după ce au avut mastectomia. Și pot să vină din orice colț al țării? Sigur, da, am avut chiar din toată țara. Am avut paciente din toate colțurile țării. Da. Ce am rămas plăcut surprins, că ne-au venit chiar femei din, nu din orașe mari neapărat, deci din orașele mai mici, din sate chiar am avut. Deci la care totuși a ajuns această informație și nu au fost reticente, ceea ce este mare lucru. Profit de prezența dumneavoastră în platou și știu că ați fost la București. Ieri ați avut întâlniri importante. Da, ieri a fost o întâlnire chiar foarte importantă și pe care eu sper să marșăm, să mergem mai departe, chiar în comun cu oncologia. Și chiar pe programul de reconstrucție de sân poate găsim o aplicabilitate pentru această cameră hiperbară la care am fost invitați la un simpozium, o conferință, în care am fost în direct practic cu cel mai important om din Statele Unite care se ocupă de această tehnologie acolo, plus cu fabricantul, care iarăși, deci sunt doi fabricanți în lume la ora actuală pentru aceste camere hiperbare. Sigur că sunt în competiție, dar se pare că cei cu care am fost noi în contact sunt cei mai buni conform rezultatelor obținute, accidentelor sau, mă rog, mai mulți factori care pot fi luați în discuție. Deci a fost o întâlnire foarte, foarte importantă. De ce a fost importantă? Pentru că la ora actuală în România există numai două astfel de camere hiperbare, care la sunt Constanța, conduse practic de una și aceeași persoană, este domnul doctor de la Târgu Mureș și Constanța, da?
și care lucrează în sistem privat. Deci nu este tot un asigur care are contract cu casa, din câte am înțeles, dar oricum lucrează în sistem privat și oricum sunt numai două. Despre care am discutat după tragedia exact. De la colectiv. Și oricum sunt numai două. Oricum sunt numai două. Deci ce avantaje ne oferă această posibilă colaborare cu partea americană? Ne oferă avantajele de a achiziționa într-un fel prioritar aceste camere hiperbare, plus instructajul care este absolut necesar, deci obținerea unei competențe pentru a lucra cu astfel de camere, da? Care este iarăși un lucru foarte, foarte bun. Adică ne-au propus ceva de genul, eu personal, adică domnul doctor Serena, care a fost și ne-a ținut aceste conferințe, vin, adunați un grup, vin, cu alte cuvinte, domnule, îi se plătește numai drumul, cazare și ce mai este pe aici și nu dorește alte subvenții. Ceea ce este un lucru foarte important la ora actuală pentru dezvoltarea unui astfel de proiect. Această cameră hiperbară este un avantaj nemaipomenit. Deci poate fi folosită în arsuri, nu că abia am terminat cu colectivul, poate fi folosită în orice fel de patologie, dintre aceasta care lasă ulcerații, plăci și alte soiuri de lucruri. De asemenea, noi chiar am gândit la o posibilitate de extindere a acestor aplicații. Nu o să spun prea multe acum, să nu ne fure cineva ideea. E secret. Dar pentru a extinde deci, aplicațiile acestei camere hiperbare, da? Să o extindem chiar în ceea ce facem noi în cadrul programului de reconstrucție de sân. Ideea este că, mă scuzați, oxigenul este foarte important pentru vindecarea țesuturilor, pentru viața țesuturilor, dar vorbim de vindecare în caz de boală, în caz de operație, refacere postoperatorie. Și acest instrument, camera hiperbară, introduce un oxigen la presiune de 2 ori, 2,5 sau de 3 ori mai mare în țesuturi. Deci, cum să zic, pompează vindecarea în orice. În practic în ajută prin hiperoxigenarea țesuturilor, grăbește și ajută la vindecare. Poate fi folosită într-o mulțime, de exemplu, în lambouri, chirurgia lambourilor pe care o facem noi, de exemplu, pentru că diminuează foarte mult rata de eșec în chirurgia aceea, care este o chirurgie foarte demanding, microchirurgie făcută sub microscop și așa mai departe, și care este predispusă la unele riscuri. Dar acolo, prin creșterea concentrației de oxigen la nivelul țesuturilor respective, practic crește șansa de supraviețuire. Și o mulțime de alte aplicații, sigur. Merge la pacienții oncologici și după chimie. Scade foarte mult, deci are implicații pe plan social și economic foarte mari, pentru că, practic, reduce pe durata de spitalizare, reduce costurile pentru spitalizare, pentru medicații și alte treburi de genul acesta. Și, în plus, că pacientul poate beneficia și în ambulator. Adică, ții pacientul internat și administrezi tratamentul în condiții de internare, cât este absolut necesar să scoți într-un anumit impas, după care el poate să continue tratamentul respectiv în condiții de ambulator. Bun. Când vine camera hiperbară la Cluj? Iarăși, astea sunt secrete. Astea sunt secrete, deci noi zic eu că suntem pe un drum bun, nu numai aici, și în București. Știu că la Spitalul de Copii la Grigore Alexandrescu deja s-au planificat niște fonduri și noi gândim la fel aici. Acum o să vedem exact ce este. Nu știu exact când, cum și în ce fel. Cu siguranță cel puțin câteva camere dintre acestea hiperbare vor fi probabil că până anul viitor în România. Nu sunt foarte scumpe. Exact. Nu sunt foarte scumpe. Este un mare avantaj. Și probabil că asta îi va încuraja pe guvernanță. Este o investiție inițială pentru a o achiziționa, ca și cumpărarea unei mașini, de exemplu, sau unui aparat, după care întreținerea este aproape nimic. Aproape derizorie. 10-15 practic dolari pe caz, spuneau ei, că atâta costă consumabilele. Oxigenul, deci, în esență undeva. Și... O veste extrem de bună. Să sperăm că va veni la Cluj cât de repede și numai la Cluj. Da. Când sperăm să fie cât mai multe în țară. În țară. Iar partea americană a făcut niște avantaje foarte mari. Exact. A dus cei mai buni specialiști, numărul 1 din lume, și ca producător și ca utilizator, cel care ține cursuri în toată lumea. Ne-au vorbit, au adunat din toată țara specialiști, sunt dispuși să ofere facilități. Și de la Ministerul Sănătății, da, la casă. Da, da, și, da, și am avut și o surpriză foarte plăcută, pentru că una dintre persoanele de bază, de exemplu din Statele Unite, din orașe, cred că New Jersey era sau ceva de genul ăsta, era româncă. Dintre specialistele care lucrau acolo. Am și fost în legătură în direct. Ne-a tușat puțin video. Așa pe... Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și pentru aceste vești bune.
Mai mulțumim ales. Și noi. Și noi vă mulțumim foarte mult. Guvernul vrea să se ocupe și de reducerea birocrației și a înființat o comisie de tăiat hârtii. Există și un site pe care cetățenii sunt invitați să povestească situațiile neplăcute prin care au trecut în instituțiile publice. Există și o promisiune. Zecile de formulare pe care trebuie să le completăm pentru administrație, dar și orele petrecute la ghișee pot deveni istorie, dacă guvernanții își duc planul la bun sfârșit. Sub sloganul "un formular mai puțin, un cetățean mai respectat", guvernul vrea să debirocratizeze instituțiile statului și să pună la punct un sistem informatic. Ministerul de Interne laborează cam peste 2 milioane de caziere judiciare în fiecare an. De multe ori aceeași persoană care ia mai multe caziere judiciare în același an pentru diferite dosare și de multe ori pentru dosare care vizează chiar aceeași instituție. Prin sistemele informatice ar trebui să punem la punct o modalitate prin care să nu mai trebuiască oamenii să ia cazierul de la un ghișeu și să-l ducă la celălalt ghișeu. O mamă care tocmai a născut trebuie să facă mai multe drumuri și să aștepte pe la diverse ghișee pentru a putea să-și încaseze de la stat banii care îi se cuvin. De exemplu, pentru cele trei tipuri de indemnizații pe care le ia în fiecare lună, ea trebuie să facă trei dosare. În toate aceste dosare se află aceleași tipuri de documente. Ei bine, potrivit noilor reguli, această procedură ar trebui să se simplifice foarte mult, iar un singur dosar să fie de ajuns pentru toate cele trei tipuri de plăți. Guvernanții vor să afle chiar de la cetățeni situațiile absurde în care au fost puși la ghișee. Site-ul maisimplu.gov.ro este deja funcțional. Ca persoană fizică autorizată îmi plătesc toate contribuțiile la ANAF, inclusiv sănătatea. Chiar și așa, apar ca neasigurat la medic dacă nu mergi personal să duci o copie doveditoare a plății și la casa de sănătate, ceea ce mi se pare aberant în anul 2016. O simplă bază de date comună ar rezolva mulți nervi și drumuri făcute aiurea. Ideile lor vor fi puse în practică, totul pentru a simplifica procedurile de la ghișee. Principiul de la care am plecat în acest demers este să determinăm o simplificare a birocrației în accesarea de documente și în obținerea de informații pe bază de multiple formulare care cer a fi completate oamenilor. Mesajele românilor sunt așteptate până pe 10 martie, atunci când va fi făcut un raport despre toate problemele din sistem. Imediat o echipă se va apuca de treabă și va tăia din documentele inutile. Până când comisia de tăiat hârtii va trece la treabă, haideți să aflăm câte dosare și câte drumuri trebuie să facă o mamă sau un tată pentru a primi de la stat banii care li se cuvin. Invitata noastră este Paula Nicoară, inspector social la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Mai ales că se anunță scurtarea drumurilor, acte mai puține, dar până atunci spuneți-ne câte drumuri trebuie să facem pentru a primi aceste drepturi teoretic, până la urmă. Și câte acte, câte dosare. Da. Teoretic trebuie făcut un singur drum la primăria de domiciliu, unde trebuie depuse toate documentele necesare pentru întocmirea dosarului și primirea indemnizației. Evident că așa. Acele documente presupun mai multe drumuri. Odată este actul de la angajator, care dovedește că beneficiarul are condițiile de, îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului. Și în afară de acestea sunt necesare actele de identitate și certificatele de naștere al copilului sau ale copiilor în copie. În principiu, cam... Dar, pentru... Deci, drumul este la primărie, în același loc, mai trebuie să depui un dosar. Dacă ceri alocație, cum este normal, nu? La primăria Cluj... În care se regăsesc, din păcate, unele acte care le-ai depus în cel cu indemnizație. Este adevărat, dar dacă indemnizația se solicită în același timp cu alocația de stat, se întocmește, se întocmește un singur dosar. Da, există depus două dosare, nu știu cum a fost la Cosmin. Există situații în care dosarul pentru alocația de stat se depune anterior dosarului prin care se solicită indemnizația. Dacă e o soluție, ce ne-a comunicat guvernul, să triem documentele și numărul de drumuri de hârtii. Da. De hârtii.
Cred că cel mai important lucru în administrația locală e calitatea actului administrativ. Și aici trebuie să se orienteze guvernanții. Da, prietene, dar până la calitate te neagă cantitatea, deci scuză-mă. Deci am ajuns la ora actuală ca aproape nimeni din funcționarii publici să nu-și mai asume o responsabilitate. Toată lumea plimbă hârtiile de la un birou la altul, de frică să nu vină vreun control să îi areseze cineva. Asta pe de o parte datorită campaniilor care se fac pe diverse niveluri, iar pe de altă parte se datorează neștiinței și nepregătirii. Sunt foarte mulți funcționari care nu sunt pregătiți pentru ceea ce fac și pentru ce sunt plătiți și de aici apare tot acest cerc vicios. Cred că ar trebui să lucre și să acționeze mai mult în zona asta pentru a profesionaliza administrația publică, în general administrația, și să avem un act administrativ de mai mare calitate. Păi, probabil o să intervină pe mai multe planuri, da? De la hârtii, profesionalizare și păi, altele. Nu știu. Noutățile. Da. Acum, ca și noutăți, în ceea ce privește indemnizația pentru creșterea copilului, pot să spun sau să repet ceea ce am spus într-o emisiune anterioară, că părintele care primește indemnizația poate să realizeze venituri în quantum de maxim 3.000 de lei pe an. Pe lângă indemnizația care o primește, o chestiune care anterior anului 2015 nu era posibilă. Alte noutăți în legătură cu indemnizația pentru creșterea copilului nu există momentan. Deci care este cuantumul indemnizației? Cuantumul indemnizației depinde de opțiunea pe care o are părintele. Există două variante. Părintele poate să opteze pentru concediu pentru creșterea copilului până la un an, caz în care indemnizația se calculează ca media veniturilor din ultimele 12 luni, respectiv 85% din aceste venituri, dar nu mai mult de 3.400 de lei. Iar în al doilea caz, pentru cei care optează până la 2 ani să obțină acest concediu, tot 85% din media veniturilor anterioare cu un an înainte de nașterea copilului și pot fi între 600 și 1.200 de lei maxim, poate fi indemnizația. În privința alocației? Alocația de stat pentru copii a suferit o modificare începând cu iunie 2015, modificare care constă în majorarea cuantumului pentru copii cu dizabilități. Aceștia beneficiază de alocație de 200 de lei până la 18 ani, iar cei de la 3 la 18 ani fără dizabilități primesc 84 de lei pe lună. Pentru aveam o discuție. Pentru copii aflați în plasament, luați da, în plasament. Aici modificarea s-a întâmplat tot la sfârșitul, de fapt, anului 2014. Alocația s-a majorat substanțial de la 97 de lei la 600 de lei. Este în prezent. Iar persoanele care au în plasament copii sunt monitorizate din punctul de vedere al consumării acelei alocații. Vreau să punctez aici o chestiune vis-a-vis de profesiile liberale. Sunt anumite categorii din zona asta, profesorilor liberale, executori, avocați, care efectiv nu-și permit să rămână în concediu de creștere a copilului datorită acelei indemnizații care este foarte mică în raport cu cheltuielile pe care le au în această perioadă. Și sunt executori judecătorești, doamne executori, avocați, care efectiv renunță să stea cu copilul pentru a putea merge și a-și continua activitatea la birouri. Unde și aici cred că ar trebui dezbătut foarte serios această chestiune. Este foarte interesant un studiu care s-a făcut de către o companie de resurse umane și vă propun să vedem care au fost concluziile acestui studiu. Știrea, vă rog. Thank you.
În România, una din două femei care intră în concediul de creștere a copilului acceptă să primească o indemnizație de 1200 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mică decât indemnizația maximă acordată celor care se întorc la serviciu cu un an mai devreme. A fost o dezbatere înainte în mintea mea vis-a-vis de care, pe care variantă să o aleg. Până la urmă am ales opțiunea de a sta acasă un an, deoarece din punct de vedere financiar era mai avantajos. Bărbații care intră în concediu paternal spun că au motive clare. Ori soția nu vrea să întrerupă cariera, ori salariul ei este mai mare și indemnizația nu ar acoperi cheltuielile. Florian Hegeș este unul dintre părinții care a vrut să rămână acasă în locul soției. Pauza de un an a fost cu mai puține bătăi de cap. A fost pe un an de zile și atunci acolo indemnizația e mai mare. Financiar nu a acoperit faptul că mergeam la servici, dar n-a fost nici departe de acea sumă și a fost un salariu, să zic, fix pe care l-am avut pentru mai puțin bătaie de cap. Nora Niculescu este una dintre mamele care și-a prelungit cu câteva luni concediul de creștere a copilului, însă fără să primească indemnizație pentru această perioadă. Și la un calcul elementar, presupunând că o mamă ar atinge plafonul acesta de 3400, dacă împarți la 2 ani, ar ieși practic cam 1700 pe lună versus 1200 pe lună dacă ar fi optat pentru varianta de 2 ani. Părinții care se întorc din concediul de creștere a copilului nu pot fi concediați timp de 6 luni de la revenirea la locul de muncă. Conform analizei, după concediul de creștere al copilului, parte din salariați nu se mai întorc la locul inițial de muncă și își caută un alt job. Am avut timp mai mult de și de mine. Am început să îmi reiau vechile pasiuni, muzica și fotografia. Și după un an de zile mi-am dat seama că pot să fac cel puțin și în paralel și partea foto. Adică nu aș fi făcut așa ceva fiind la servici non-stop. Indemnizația de creștere a copilului reprezintă 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. În fiecare an, din totalul angajatelor din România, peste 2% rămân în medie însărcinate. Analiza Smartree a făcut studiul pe un eșantion de 3330 de angajați intrați în concediu de îngrijire a copilului, majoritatea din companii multinaționale. Aceasta era situația în companiile multinaționale. Care este situația la dumneavoastră? La nivelul județului Cluj pot să vă dau niște date la 31 decembrie 2015. Dosare aflate în plată pentru varianta de un an. Avem în total 507 dosare, din care 49 sunt tați care au ales să rămână... Sunt mai mulți decât în 2014? Nu pot să vă spun doar decât comparat cu opțiunea 2. La opțiunea 2 sunt 300 de tați. Deci cei care aleg să stea 2 ani acasă cu copiilor sunt mai mulți față de cei care aleg un an. Asta... Da, este lucru bun, poate avea multiple cauze. Și în total, cei care aleg să stea 2 ani acasă sunt 5127. Deci, mult mai mulți preferă să stea 2 ani acasă cu copilul. Și care stau de la 2 la 3 ani? Care stau de la 2 la 3 ani sunt 212 persoane. Asta în cazul în care copilul are o anumită afecțiune care se încadrează în grad de handicap. Știu că ați făcut și verificări. Dacă aceste situații sunt reale sau nu, ce ați constatat? Păi, aceste situații sunt reale. Acum mă refer la prelungirea concediului. Potrivit documentelor, sunt reale. Noi nu facem decât să punem în plată un dosar care este verificat de către primăria de domiciliu și documentele sunt corecte. Oricum, s-a constatat sau am constatat o scădere a acestor cazuri față de anul 2014, când erau 526 de persoane în plată. Acum sunt 444. Alte noutăți privind alocațiile, ziceați?
Alte noutăți ar fi, începând cu ianuarie 2016, alocația de stat nu se mai ia în calcul la stabilirea venitului, de fapt ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului pentru încălzirea locuinței. De asemenea, din 2016 a apărut și un stimulent educațional. Da, a apărut o legislație, este vorba de legea 248, care a apărut în octombrie 2015, care oferă stimulente educaționale sub forma unor tichete sociale familiilor care au copii la grădiniță, respectiv între 3 și 6 ani, și care au un venit de 284 de lei pe membru de familie. Evident, legislația stabilește ce venituri să iau în calcul și care sunt condițiile. Valoarea acestui tichet este de 50 de lei. Zvești bune. Acum se află și în Parlament tot felul de propuneri legislative. A venit și ministrul muncii cu o propunere ca și bunicii să poată beneficia de o indemnizație dacă rămân acasă cu nepotul lor în al doilea an. Cum le vedeți? Cum le vezi, Cosmin? Nu știu. Și dumneavoastră. Cred că în primul rând ar trebui să ajutați părinții și stimulați să nu se mai ajungă la cazuri să nu poți să stai cu copilul acasă din cauza că nu indemnizația pe care o primești nu-ți acoperă cheltuielile, știu eu, de funcționarea activității pe care a avut-o până atunci. Există tot felul de profesii, cum a dat exemplu, liberale, care nu le poți întrerupe după 2 ani, după ce le reai. O să alimentez. Vedem în ce formă finală și o să fie votată această propunere tot legislativă. Acest sistem și să sperăm că va crește totuși indemnizația și această ajutoare pentru creșterea copilului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Punem punct aici ediție de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Sunt Luminița Purdea Cotuțiu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!